Cătălin Botezatu pare că nu mai are liniște. După ce la sfârșitul lui ianuarie designerul a fost internat într-o clinică din Turcia, acum se pare că Bote a dat din nou de greu. Dacă presupusul schimb de mesaje dintre Anda și Victor l-a afectat și pe el, asta rămâne de văzut. Sunt predispus foarte repede la un accident vascular sau, în altă fază, la o comă din aceea care, în termen popular, te face să devii legumă. Cătălin Botezatu la un pas de depresie. După ce acum câteva zile designerul a trecut prin emoții teribile pe patul de spital, se pare că în această dimineață iar a dat de greu. Am probleme cu inima, iar acum 3 ani am descoperit în urma unor migrene puternice că am și probleme la nivelul capului, creierului. Bote a postat pe Facebook un mesaj care i-a pus pe toți pe gânduri. Oricât de puternici am fi, va exista măcar un moment în care vom avea nevoie de o îmbrățișare. De asemenea, creatorul de modă a ținut să precizeze și că este nostalgic. Oare presupusul schimb de mesaje dintre Anda și Victor l-a dărâmat? Se gândește Bote că artista l-a înșelat cu soțul Biancăi? Reacția incredibilă a Andrei Adam după ce a apărut acest schimb de mesaje o afli în exclusivitate doar la Acces Direct.